Auzi? Dar se vede că e nouă. Nu știu. Stai un pic. A? Nu că e altceva. Genial. Du-te un pic mai încolo să se vadă numărul verde, știi? Așa? Așa, perfect. Dar funda o vezi? Da, 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 e acolo. Nissan. Doamna Nissan. Dar nu zâmbi, fii un pic așa mai stăpână pe situație. Mai relaxată, chill, e mașina ta, poți faci ce vrei tu. Bun, acum de să văd. Cine e conducător auto? Cine e conducător auto? Cine are Nissan? Cine are Nissan? Da să văd. Dar ce are că nu se încarcă? N-ai net? Net am, dar nu merge Facebook-ul. Nici mie nu merge. Păi pune poza pe Insta. Nu merge nici Instagram-ul. Dar nu merge WhatsApp-ul? Hai, deci nu cred. Chiar acum de sărbători ăștia sunt nebuni? Nu se gândesc un pic la oameni? No, hai să nu ne panicăm, chill. Și cum află lumea că ne-am luat mașină? Așteptăm că revine, Doamne iartă-mă. Hai, deci nu vrea, nu vrea. Ăștia efectiv nesimțiți, mă. Deci de o nesimțire grasă. Bă, n-ai un pic de net în seara de Crăciun? Eu nu mai pot, fă ceva. Hai să ne gândim, înainte de net, noi ce făceam? Tu sigur să te la televizor. Nu, bun, perfect, uite asta, chemăm televiziunea. Că lumea dacă nu stă pe net, se uită la televizor, sigur. Bun, dar de ce ar veni televiziunea? La incendii. Păi dacă dăm foc la casă, când vine, noi ne punem în mașină și dăm interviu din mașină, cu microfon, cu tot. Bine, Mircea, îți bați joc. Eu vorbesc cu Cascu să ne dea înapoi banii, să ne despăgubească. Nu pot să mă laud cu mașina mea? Păi, dar e incredibil, mă. Cât ghinion să ai? Odată în viață ți-ai ieșit o mașină și fix atunci pică netul. Știi ce facem, Ioana? Îl sunăm pe fiecare în parte și zicem că ne-a luat mașina. Bine, și ce faci? Le-o descrii? Păi... trebuie să o vadă. Nu, mă, mergem la ei. Mergem cu lăudatul, la fiecare acasă și le arătăm mașina, mă. Bun, ha! Ca pe vremuri. Ni Santa Claus is coming to town. Bă, nu văd nicio lumină aici. Oare n-or fi acasă? Închis. Că și mor. Bă, Crisis, voi sunteți acasă? Că nu am venit să vă colindăm. Vai, bă, mie ce tare prost ne-ai prins. Nu suntem acasă, noi suntem la Poiana Brașov. Vă merge Facebook-ul, Instagram-ul? Bă, nu merge și am dat atâția bani să venim și efectiv nu știe nimeni. Auzi, dacă te întâlnești cu careva, te rog eu spune-ne că suntem la Poiana Brașov, la Hotel Luxury Premium. Le zic. Bă, am eu rugăminte, poți să le zici și tu că eu acum mi-am luat o mașină. Scuze, Mircea, dar nu te aud. Mi-am luat un Nissan Ariya 2023 electric. Mircea, nu te aud, auzi. Hai că dacă ne auzim la anul, și la mulți ani, să treci. Nu vrea să audă. Normal că e ciudă, nu? Normal că e ciudă. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că Nisanu-i la tine, că Nisanu-i la mine, la noi. Umbla sus și umbla jos, cu motor silențios. Cu motor silențios. Deschide ușa creștine, că venim cu Nissan la tine, la mulți ani. Vine tine. Că la V-Fly m-am fost. La anul și la mulți ani. Haideți voi. Haideți, mă, înăuntru, că e frig în gheață, copilul. Hai, mă, înăuntru, că e cald aici la noi. Avem încălzire în scaune, în volan, în parpriz, în suflet. Haideți aici. V-ați luat mașină nouă? Ia uite ce mașină și-au luat. Am găsit-o sub braț. Nissan era 2023, pachetul premium full electrică. Bă, e foarte faină. Da, mulțumim frumos. Nissan, o fericit. Stați, mă, nu intrați. Haideți să vedeți că ne-am făcut un șemineu fain, nou. Avem de mers la atâtea locuri, că avem autonomie de 535 de km și apoi trebuie să mai mergem să mai colindăm un pic, știi cum e. N-avem timp de astea. Ia uite, mă, ce mașină și-a luat ăștia, mă. Vezi ce bine e când îți iei mașină. O duci la ea acasă. Dacă îți renovezi, ce faci? Te duci cu casa în spinare? Nissan frumos, Nissan frumos, cu numărul tot verde. Tu ești bolidul silențios cu autonomie.